Ți-am zis că nu e o idee bună, Max? Cum se poate ca cea mai cea idee din toate vremurile să nu fie o idee bună? Adică Hamlet! Hamlet! O piesă scrisă poate de Francis Bacon e aproape prea perfect! Facem griji pentru tine, fiule! Oh, costumul! Nu, n-am fost transformat într-un băiat porc. Asta e pentru școală? Școala te învață cum să fii un purceluș? Nu, joc o scenă din faimoasa piesă pământeană Hamlet, adaptată pentru porci. Nici eu nu o înțeleg, dar piesa e distractivă. Sunt multe tragedii în ea. Grija noastră se referă la ceva mai mult decât acel costum. Da, mă tem că pământul te-ar putea schimba în rău. Poate ar fi timpul să-ți facem o vizită. Excelentă idee! E timpul să-ți cunoaștem familia gazdă! Mâine suntem acolo! Împlinesc 16 ani, nu 6. Știi, draga mea, nu e pentru tine. Nu este? Dar ce ar putea să fie la fel de important ca ziua mea? Părinții lui Hiro vin în vizită câteva zile. Își fac griji pentru Hiro, așa că o să le arătăm ce familie normală suntem. Mama, poți angaja niște actori să ne joace pe noi? Deschid eu! Bine. Kermit! Măcar tu ți-ai adus aminte de ziua mea. Exact, azi e ziua ta. Unde-mi e cadoul adevărat? Știam eu că am uitat ceva. Stai așa, mă duc să-l iau și mă întorc. E la fel ca tine. Asta te transformă în cea mai urâtă zi dinaintea zilei mele de naștere. Ascultă, mai mult e umflat cu muș și jumătate de creier. Îndrăznești să insulți pe regele și regina Caruta? Nici eu n-aș fi făcut-o mai bine. Ce amabil că ne faci să ne simțim ca acasă. Konnichiwa, domnule și doamnă Caruta. Ce mă bucur să vă cunosc. Și mă bucur să vă cunosc în carne și oase. Asta e carne, nu? De ce? Se distrează de minune? Lupți întocmai ca un puști. Eu știu foarte bine, am luptat cu mulți puști. He! Probabil vă întrebați unde o să dormiți. Păi... Da-da! Minunea minunilor! Mobilă care se transformă în altă mobilă! Sigur, sunteți obosiți după zbor? Într-adevăr, am traversat nenumărate lumi și spațiu. Trebuie să revenim într-o. Când ne trezim, avem multe de discutat. Mă tem că timpul nostru aici va fi scurt. Timpul lui Hiro la fel. Da! Dacă e o poză cu tine, o să țip. Cum? Nici vorbă, iubi. Vin imediat. Bună dimineața, domnule și doamnă Caruta. Sper că sunteți îmbrăcați. Unde sunt?
Și unde e patul? Bună dimineața, domnule și doamnă Caruta. Doriți micul dejun? Ce ziceți de niște vafe? O masă delicioasă! Sau un proiectil slab? Bine, băieți! E timpul pentru ziua mea! Sunt sigură că sunteți nerăbdători să mă surprindeți cu... nimic! E așa cum bănuiam. Părinții au hotărât ca eu să mă întorc în Caruta. E regulă. Părinții mei ar face orice să mă ducă în altă dimensiune. Perfect normal. Se întâmplă oricui. Părinții tăi trebuie doar să vadă ce bine te-ai adaptat aici. Pe urmă o să se calmeze. Exact! Du-te și arată-le părinților toate chestiile pe care le-ai învățat pe pământ. Da! De exemplu? De fapt, n-ai învățat absolut nimic. Desigur! Absolut nimic! Fiule, aici erai! Păi, a venit momentul să discutăm despre viitorul tău aici. Desigur, tată, dar mai întâi să participăm la micul dejun pământesc. Ce idee minunată! Ce ospăți ați pregătit pentru noi? Gorgonă friptă? Tocană de Bigfoot? Barbar la grătar? Nu! Cereale ateorez! Ce fel de explozivi slabi sunt ăștia? Abia dacă îmi perturbă suprafața lăptoasă! Lipsa lor de putere mă jignește! Asta nu-i tot ce-a făcut Hiro! Mai bine! Dispozitivul trădător aproape că m-a luat prin surprindere! Ce fel de proiectile fatale ai încercat să mă nimicești? Pare să fie... pâine arsă. Mamă? Tată? Am un sun! Spune-i lui Hiro că am văzut destule. Locul ăsta oribil mi-a transformat fiul dintr-un om leu într-un miel. Se va întoarce acasă cu noi înainte ca stricăciunile să prindă rădăcini și rușinea să cadă asupra familiei. Și mai spune-i că e pentru binele lui, chiar dacă acum nu-și dă seama de asta. Da, i-am auzit. Da, am auzit că a auzit. Atunci s-a auzit că nu plec nicăieri. Mergi acasă în clipa asta. Îți ordon. Fără lupte cu săbii. Eu vă ordon. E exact ca micul dejun la mine acasă. Doar că e cu săbii. Poate ar trebui să punem armele afară. De ce? Dacă facem asta, nimeni nu va fi rănit. Da, asta e ideea. Dați-i o șansă lui Hiro! Lăsați-i să vă arate că s-a dezvoltat aici! Că locul ăsta l-a făcut mai bun, nu mai rău! Vă rog! Până la murg, ai timp să-ți dovedești meritele dobândite pe pământul ăsta! Dacă nu reușești, te întorci cu noi acasă, unde ți-e locul! Am auzit! Amurg? Nu pot să-mi țin petrecerea de ziua mea cu familia asta de aiuriți? Trebuie să sabotez chestia asta acum! Frate gazdă, cum le pot arăta părinților mei ce mare războinic sunt eu când nu am dușman de temut pe care să-i înfrâng? Bună întrebare! Tot ce ne trebuie acum e un răspuns bun! De la un mare om ca mine! Ia să aruncăm un ochi aici! Ce-ai spune de o revanșă cu... Regele Blackyard! Da! Coiful lui Blackyard pe vârful sabiei mele va fi o mărturie adevărată a calităților mele de războinic! Te-ai țihnit? Blackyard are legiuni de războinici! Ne trebuie ceva ce poți învinge rapid, dar dramatic! Ceva ce părinții tăi n-au văzut niciodată! Încă un pas, monstru odios ce ești! Și lama mea va gusta din nectarul dulce al sângelui tău! Va gusta din nectarul dulce al sângelui tău? Roboții nu au sânge? E o mașină, îți mai amintești? Iartă-mă, dar roboții sunt cei mai formidabili dintre inamicii falși? Ce ați zice mai bine de un ciclop? Ochiul ăla îi îngrozește pe toți cei care îl văd! Tu
Glumești? Ai văzut măcar vreun film? Roboții sunt dușmani din viitor! Într-o zi o să ne elimine pe noi toți! Să facem schimb, Max! Părinții lui Hiro trebuie să creadă asta! Dacă stau eu sus, pot să fac robotul să fie mai credibil! Tu, John, serios! Tu ai jucat maimuța zburătoare numărul 3 din Vrăjitorul din Oz montat la școală? Un spectacol despre care gazeta locală a spus atât de respingător încât publicul a fugit din teatru de parcă ar fi fost vânat de maimuțe zburătoare adevărate. Nu prea cred. Din nou, n-a fost o cronică bună. Zici tu? Dacă te-ai concentrat mai puțin la greutatea mea și mai mult la actorie, poate într-o zi poți juca jumătatea de sus a unui robot. Când o să meriți? Să încercăm din nou. Cu suflet. Vinții aceștia i-au aparținut mult temutului rege Coloană de rechin de la Marea Kilgoroth. V-a atacat, deci? Oh, nu! A fost un prieten de familie. Mamă, tată, suntem atacați! Dar nu vă teme! Îmi voi elimina cu o singură lovitură! Nu în casa mea, robotule! John? Max? Ce ușurare! Am crezut că sunteți în pericol! Nu poți deosebi un monstru de fratele tău gazdă și obraznicul său lacheu în costum? E mai rău decât am crezut. Ne vedem pe nafă, fiule. Nu, mamă, tată, dacă ați ști adevărul. Chiar pleacă? Ce păcat, o să pierdă petrecerea de ziua. Exact cum am vrut. Sunt trist că plec. Casa asta, pe cât de mică și rece e, păstrează multe amintiri pentru mine. Casa asta, casa asta rece și veche, îmi pare inima când mă gândesc la ea și cu mirosul m-am obișnuit. Vremuri bune, băieți, vremuri bune. Trebuie să existe o cale să-i convinge pe părinții lui Hiro să-l lase să rămână. Cum am zis, există. Invocăm un monstru drăguț de nivel mediu pe care să-l învingă Hiro. Dur, dar care să nu distrugă. Cartof dulce, de exemplu. 900 de kilograme de haos într-un scutec. Nu, ajunge. Părinții mei au dreptate. E timpul să plec acasă. Nu! Adică nu pot pleca! N-am să te las! Da, mult noroc dacă vrei să treci prin cele 50 de kilograme ale mele de piele și os. Mulțumesc, frate gazdă. Prieten gazdă. Veți rămâne veșnic în inima mea. Da, dar asta e prietele meu. Da, întotdeauna am știut că e frică de mine. Nu o să ghicești niciodată ce ți-a luat iubii. O cutie de ciocolată pe care ai deschis-o și din care ai început să mănânci pe drum coace. Nu, nici pe departe. Vin imediat. Și ai grijă să afle toată lumea că petrecerea mea e totuși în seara asta. Îmi e teamă că nu, dragă. Hiro pleacă în seara asta, așa că luăm cina de bun rămas. Poți să dai petrecere oricând, nu, dragă? Sandvișuri? Străini în tufișuri? Unde? Oh, nu! Armele mele sunt afară! Nu străini în tufișuri, sandvișuri! Oh, Hiro le adoră! Unde e Charity? I-am spus că e cina de bun rămas. Le arăt eu cina de bun rămas! Cine era tipul ăla rău de care zicea Max? Regele Blackyard, ăsta e! Ar trebui să-i poată alunga pe Hiro și pe părinții lui înapoi în ținuturile fantastice. Să ne jucăm, deci! Brațe mămitoare! Bărbi lungi! Fete cu aripi căioase! Laiuri! Hai, a funcționat! Sunt ca un vrăjitor! Dar mai tare! Cine îndrăznește să-l cheme pe regele Blackyard? Distrugătorul paretelor, poema demonilor și domnul suprem al lumii de jos! N-ar trebui să ai o armată sau ceva? Te referi la legiunea ocăriților? Iată puternicul Xandar și Kevin! Doar doi? Da, doar doi! Acum pregătește-te să simți teroarea mâniei noastre! Nu eu, domnule Vorba Lungă! Vreau să scap de regele și regina Caruta! Regii Caruta? Dușmanii mei veșnici, aici! Voi salva lumea asta? Nu! Galaxia de orice urmă de-a lor! Voi șterge orice dovadă a existenței lor! Întâi,
voi? Stop! Fără discursuri plictisitoare! Dacă mai vorbești mult, aduc pe altcineva! Vreau să dispară din casă până diseară! Ați înțeles? Și? Unde e Hiro? Nu stă cu noi la masă, înălțimea voastră? Nu, stă îmbufnat în cameră și ascultă muzica dată tare. Un comportament bizar. Simt duhoarea familiară de sulf și pucioasă. Nu poate însemna decât un singur lucru. S-au stricat ouăle umplute? Ce-i asta? Nu sunteți înarmați? E o păcăleală? De ce nu aveți niciun fel de arme? Mi-e teamă că am lăsat armele afară. Noua regulă a casei. Una înțeleaptă. Dar mi-e teamă că nu mă pot supune, căci am nevoie de armele mele pentru a le pricinui rău astăzilor tăi. Și exploziile astea mititele mă rănesc! Prăjitor de pâine! Felii de orbile! Acum suntem amândoi fără apărare! Eu, prințul Hiro, nu sunt niciodată fără apărare! Virtuoasa mea masă de călcat te va pune la pământ! Și apoi te va zăpăci cu piesele ei metalice ca de labirint! Asta numești tu armă? Ha! Din nou! Ha! Chiar din bătălia ziua zero! Tu l-ai invocat? Nu! Te-am ascultat pe tine de data asta! Chedi! Dacă ăștia sunt genul de oaspeți pe care îi inviți la petrecere, domnișoară, atunci nu mai vezi nicio petrecere! Nu să mai am niciodată o petrecere de ziua mea! M-am înșelat, fiule, foarte tare. Lumea asta nu te-a făcut mai slab. Lupți ca un tigrosaur. Poți să stai cât vrei. Dar putem lua cu noi arma asta puternică? Unde-i Charity? Am cel mai grozav cadou pentru ea. Și a fost gratis. Apropo de asta, posibil să-l fi invocat pe cartof dulce. Și apoi am uitat. Mă scuzați doar o clipă. Știți? Înainte să plecați acasă, cred că ar trebui să vedeți ceva. Cartof dulce, îți prezint masa de călcat. A fi sau a nu fi? Un sandwich cu șuncă. Asta e întrebarea. Alo? Fii un sandwich cu șuncă? Nu! Fără sandwich-uri! Străine, tu fișuri! Unde? Ernest Fazekaș, Dan Lupu, Adi Dima, Alexandra Radu, Virgila Ioanei, Elias Ferchin, Cătălin Rotaru, Olimpia Mălai, Cristi Neacșu, Adina Lucaciu, Ionut Ionescu și Dragoș Muscalu. Traducerea Olimpia Mălai. Ingineri de sunet Ștefan Damian, Ovidiu Mitrică și Claudiu Bodrug. Regia artistică Alexandra Radu. Versiunea în limba română a fost produsă în studiourile Fast Production Film.